Un oraș foarte frumos, oraș a dat 4 cavaliere Ordinului Ștefan cel Mare, 5 cavaliere Ordinului Republicii, 5 deputați în primul Parlament al Republicii Moldova. Sunt de pictură și muzicală. Da, este școala de muzică. Am nepoții, colegiul pedagogic, colegiul de medicină. E un oraș foarte curat, cum era în trecut. Sunt locuri pitorești, parcuri. Locuri frumoase. Trebuie amenajate și făcute să fie curat, parcul, să fie ceva distracție pentru copii. Da, la Orheiul Vechi, la Trebujeni, ați fost? N-am ce vă spune aici, numai că Orheiul Vechi. Da, un oraș, nu sunt așa locuri interesante. Sfântul Dumitru, biserica care e Sfântul Dumitru, asta e o biserică foarte veche, unde cândva a fost... Da, biserica basarabiană. Biserica tare frumoasă, noi așa numim, Perla Moldovei. Că nu e mai frumoasă biserica. Și aici în oraș avem și parc frumos. De exemplu, fațada casei albe s-a făcut, s-a reconstruit. Îmi place mult Orheiul. Aici vă aflați în piața Vasilii Lupu, care la timpul lui a avut orașul Orhei, capitală de vară a divanului de la Iași. Oamenii sunt buni la noi în oraș. Sunt mai culți, mai amabili. Vă invit la mine să vizitați Muzeul de Istorie și Etnografie a orașului Orhei, a cărui director sunt